Viitorul Libiei s-ar putea decide astăzi la Londra. Prima reuniune a grupului de contact la care va participa și România este menită să coordoneze politic intervenția armată în Libia, dar și să pregătească viitorul țării fără Gaddafi. La București SAT a decis ieri că aeronavele americane de alimentare în zbor pot folosi aeroporturile din România. Între timp, rebelii sunt hotărâți să meargă până la capăt, chiar dacă forțele lui Gaddafi au reușit ieri să le oprească înaintarea spre Tripoli. Coaliția internațională și-a continuat și în această noapte atacurile asupra pozițiilor controlate încă de trupele regimului libian. Forțele lui Gaddafi au reușit totuși să blocheze înaintarea insurgenților spre Sirta, orașul natal al conducătorului libian, și spre Tripoli. Rebelii sunt convinși că vor depăși și acest obstacol datorită sprijinului aerian al alianței. La rândul său, Muammar Gaddafi se încăpățânează să creadă în victorie, iar unul dintre fiii săi, despre care se credea că fusese ucis, a apărut ieri în public la Tripoli, ovaționat de admiratori. În acest timp, Coaliția Internațională pregătește viitorul Libiei fără Gaddafi. La Londra se întâlnește astăzi pentru prima dată grupul de contact pentru Libia, în care sunt reprezentate toate țările participante la intervenție, inclusiv România. Președintele Barack Obama a confirmat ieri seară că NATO va prelua miercuri comanda operațiunilor militare. Confronted by this brutal repression and a looming humanitarian crisis, I ordered warships into the Mediterranean. European allies declared their willingness to commit resources to stop the killing. Obama a subliniat că Statele Unite vor continua să-și folosească forța de fiecare dată când interesele și valorile americane vor fi în pericol, așa cum este cazul în Libia.